Primele doze de vaccin vor ajunge în România vineri seară și vor fi duse direct la Institutul Cantacuzino din capitală. Mai apoi vor fi transportate și la celelalte depozite din țară. Președintele Klaus Iohannis îi sfătuiește pe români să se vaccineze fără ezitare. Aceste vaccinuri sunt sigure, sunt eficiente, sunt autorizate la cele mai înalte standarde europene și noi și experții recomandăm tuturor românilor să fie pregătiți să se vaccineze. Vaccinul va fi transportat în condiții speciale. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 vor intra în țară prin Vama Nădlac în cursul zilei de mâine. Camioanele ce conțin containere unde temperatura este de minus 80 de grade Celsius vor merge direct la București. Pe tot parcursul traseului vor fi însoțite de pază. Pandemia continuă să facă ravagii în România. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate alte 4.310 noi infectări cu virusul SARS-CoV-2, astfel că 15% dintre persoanele testate au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Situația rămâne îngrijorătoare în secțiile de terapie intensivă, acolo unde 1.234 de pacienți se luptă din răsputeri să se vindece cât mai repede. Din păcate, în ultimele ore, alți 146 de bolnavi și-au pierdut viața în urma infectării cu noul coronavirus. Virusul SARS-CoV-2 a răpus de la începutul pandemiei aproape 15.000 de români. Este adevărat că mulți dintre ei sufereau și de alte boli cronice care s-au agravat în momentul infectării cu noul coronavirus. Însă au fost și oameni care au pierdut lupta cu boala, deși erau complet sănătoși. Cert este faptul că trebuie să ne protejăm de acest dușman invizibil. Purtați masca de protecție și respectați distanțarea fizică. Amalia Chiriță, Prima TV.